Există atât de multă muzică în plus, pe lângă și band și în 15.000 de genuri, de trupe din toate părțile, încât până la urmă totul devine monoton, dacă e să o luăm așa. Eu practic... Sau nu, ceea ce nu devine monoton este muzica poate a unor compozitori contemporani, care s-ar putea să... Și ce s-ar putea să nu fie monoton, de fapt, nici și în Deep Purple și în alte trupe de asemenea, este ca la un moment dat ai o petrecere sau mai știu eu ce, mergi pe stradă și auzi sau ai băut ceva și asculți o singură dată o piesă și ba că ți-aduce aminte, ba că ți se pare că e ritmul foarte bun, ba că îți intră un solo de chitară sau unul de vioară sau unul de fluier sau de mai știu eu ce de alt ceva și ți-aduce aminte de ceva. Și momentul ăla s-ar putea să-ți placă, să nu se mai pare nimic monoton în piesa respectivă și să sare așa, să te duci într-o zonă mult mai frumoasă, dar e doar momentul respectiv. După care a doua zi, nu doar de imaginație, și cred că de stare. De stare. Contează foarte mult starea în care te afli. Pentru foarte mulți în România, cel puțin, starea de bine nu prea există. Eu merg destul de mult și cu metrou și cu astea pe stradă și de fiecare dată eu zâmbesc și văd numai fețe oropsite. Nu oropsite, scuze. Așa... nervoase, supărate pe ceva. Evident că este greu, greșit, multe lucruri în țară, dar dacă o să o ții așa de la 20 de ani când intri, să zicem, ai să zicem 20-25 când îți iei un job și până la 60 de ani, ajungi în... nu știu, să... ajungi clar într-o zonă în care nu e bine. Totdeauna ar trebui să mai cauți ceva care să te bucure. Nu doar Valea Prahovei, de weekend la mici și bere și emisiuni TV de proastă calitate.